O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. Totul pentru gloria sa, se numește predica pastorului Marius Birgean, pe care o ascultăm în continuare în cadrul acestei emisiuni. Ca punct de pornire a acesteia sunt Epistola către Romani, capitolul 11, versetul 36 și 1-a Epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, spune Apostolul Pavel, a lui Dumnezeu să fie gloria, slava, acum și în vecii vecilor. Amin. Iar versetul celălalt, tot cuvintele Apostolului Pavel spune că această trăire pentru gloria lui Dumnezeu trebuie să coloreze fiecare aspect al existenței noastre, inclusiv cele mai banale lucruri pe care le facem. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava, pentru gloria lui Dumnezeu. Acest om, Calvin, a fost un păcătos ca și noi toți. Un păcătos mântuit prin har, însă care a înțeles esența vieții creștine pe acest pământ. O viață trăită în întregime pentru gloria lui Dumnezeu. Și dacă este o provocare și o moștenire pe care omul acesta a lăsat-o în urma vieții lui și a slujirii lui, a fost că a vrut să îndrepte atenția bisericii creștine, a tuturor urmașilor Domnului Iisus Hristos, la cel mai înalt scop posibil al existenței noastre, gloria lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu este cheia de boltă a întregii credințe creștine. De ea se leagă absolut toate doctrinele cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că Calvin, problema centrală a teologiei și vieții este cum poate fi salvată gloria lui Dumnezeu pe acest pământ și cum poate fi păstrată în siguranță împărăția lui Dumnezeu printre noi. Mărturisirea lui de credință a fost: îmi predau inima ție, Doamne, cu promptitudine și sinceritate. Scopul meu nu este să vorbesc despre Calvin, ci să vorbesc despre Dumnezeul lui Calvin. Același Dumnezeu care este Dumnezeul apostolilor, Dumnezeul martirilor, e Tatăl Domnului Iisus Hristos, e Creatorul nostru, singurul care are și merită toată gloria. Așa că mesajul meu este intitulat Totul pentru gloria Lui, gloria lui Dumnezeu. E adevărul pe care l-a descoperit Calvin și e adevărul pe care trebuie să-l descoperim fiecare dintre noi dacă e să ne împlinim scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat și ne-a mântuit. Toată descoperirea lui Dumnezeu în Scriptură, toată doctrina creștină este legată de gloria lui Dumnezeu. Vreau să urmăriți textele din Scriptură și explicația lor. Doctrina despre Dumnezeu are în centru gloria lui Dumnezeu pentru că scopul suprem al lui Dumnezeu, a tot ce face Dumnezeu, este propria lui glorie. Scopul suprem al lui Dumnezeu este propria sa glorie. În mărturisirea de credință Westminster a evanghelicilor din Anglia, în secolul al XVII-lea, care a fost preluată de Mișcarea Baptistă, în mărturisirea de credință baptistă din 1689, este pus această întrebare. Catehumenul sau elevul trebuie să răspundă la ce le întreabă învățătorul. Și întrebarea învățătorului este: care este scopul suprem al vieții noastre, al existenței? Și răspunsul este să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Asta este scopul pentru care am fost creați. Dar aș vrea să vă pun o întrebare la care poate ne gândim așa de puțin. Care este oare scopul suprem al lui Dumnezeu? Scopul suprem pentru care întreaga ființă a lui Dumnezeu se zbate. Scopul suprem pe care Dumnezeul Scripturii îl urmărește cu ardoare în tot ce este și în tot ce face. Sunt unii care poate să grăbesc și spun mântuirea păcătoșilor.
Da, mântuirea păcătoșilor este un scop important al lui Dumnezeu, însă nu este cel mai mare scop. Sunt unii care spun răscumpărarea universului de robia stricăciunii, restaurarea ordinii creației. E un scop măreț al lui Dumnezeu, dar nu este cel mai mare scop. Scopul cel mai mare al lui Dumnezeu în tot ce face, din veșnicie în veșnicie, în istoria mântuirii noastre, este propria lui glorie. Dumnezeu este pătruns de o pasiune efervescentă de a-și păstra și a-și manifesta gloria sa în tot ce face, slăvit să fie El. Tot ce face Dumnezeu, face pentru slava Lui. Dar ce este această glorie? Uneori vorbim despre gloria lui Dumnezeu și folosim expresia aceasta. Ce este slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu? Scriptura ne vorbește termenul folosit de gloria, fie în Vechiul Testament, fie în Noul Testament, de aceeași însemnătate. Greutate, cavod, doxa, greutate. Când te referi la gloria lui Dumnezeu, te referi la o ființă care are greutate. Și termenul este folosit și atribuit atributelor lui Dumnezeu, perfecțiunilor Lui, acelor însușiri perfecte, desăvârșite ale lui Dumnezeu, care îl fac pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Excelența sa morală, de caracter, tot ce este Dumnezeu este gloria Lui. Când Scriptura vorbește despre dați glorie Lui, ne îndeamnă ca să recunoaștem că acest Dumnezeu, această ființă supremă, merită respectul nostru absolut, pentru că este persoana perfectă, cea mai frumoasă, cea mai desăvârșită, cea mai glorioasă persoană cu putință. Ei bine, am spus că Dumnezeu urmărește și scopul lui final este propria sa glorie. Interesant lucru, nu e așa? Că Dumnezeu ne interzice nouă oamenilor să căutăm gloria noastră. Noi ne gândim la oamenii aceștia pe care numim dictatori, megalomanici, tiranici, am avut și noi unul. Și au creat imperii, au creat clădiri pentru gloria lor. Le plăcea ca să adune oameni, mii de oameni care să se închine și să cânte gloria lor. Ce îl deosebește pe Dumnezeu în dorința lui de a-și căuta glorie de acești oameni? Este o diferență fundamentală. Lăsați Duhul lui Dumnezeu să vă lumineze și să înțelegem lucrul acesta. Da, noi ca oameni n-avem voie să căutăm gloria, dar El ca Dumnezeu are voie și este lucrul cel mai normal să o facă. În Isaia 42:8, versetul acesta, cuvântul lui Dumnezeu spune: Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și gloria mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Isaia 46:9, aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, că eu sunt Domnul Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Dacă Dumnezeu n-ar fi, cine este Dumnezeu? Unic în persoana sa, în atributele sale. A pretinde glorie o asemenea persoană este un act de megalomanie. Dar pentru că Dumnezeu este Dumnezeu și e unic și nu este altă ființă mai înaltă decât El, cel mai normal lucru este ca Dumnezeu să-și urmărească propria sa glorie. Altfel, Dumnezeul acesta ar fi un idolatru. Dacă El ar urmări orice altceva mai mult decât propria sa glorie și ar urmări binele oricărei alte ființe în afara Lui, El ar fi un idolatru. Dar slăvit să fie Dumnezeu că El rămâne Dumnezeu. Și ca oameni nu putem decât să ne plecăm înaintea Lui și să spunem: Da, Doamne, mare este numele Tău. Slava Ți aparține doar Ție. Tu nu vei da slava Ta idolilor. Tot ce face Dumnezeu este să caute să-și manifeste gloria, frumusețea persoanei sale. Tot ce face Dumnezeu este să-și păstreze onoarea gloriei sale. Și de aceea vorbim în Scriptură despre gelozia lui Dumnezeu. Da, oamenii sunt păcătoși atunci când sunt geloși. Chiar dacă soțul e rănit de o soție infidelă sau invers.
E o urmă de păcat acolo, dar la Dumnezeu, atunci când El spune că e gelos pentru numele Lui, nu e păcat. Pentru că este, așa cum am spus, cel mai normal lucru pentru Dumnezeu, să caute onoarea. Și de aceea Dumnezeu pedepsește păcatul și vom vedea că păcatul înseamnă să fur din gloria Lui și își apără onoarea și demnitatea și gloria Lui. Al doilea lucru, doctrina despre Hristos. Pentru că Fiul reflectă gloria Tatălui, Tatăl acesta își găsește plăcerea supremă în Fiul Său. Mintea noastră este slabă să înțeleagă măreția dumnezeirii și a Sfintei Trăimi, în mod special, cum se relaționează Tatăl cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Dar Scriptura ne spune că acest Dumnezeu glorios, pe care niciun om nu-L poate vedea, are un chip. Și acest chip e Domnul Iisus, slăvit să fie Dumnezeu. Epistola către Evrei ne spune că El, Fiul, este întipărirea gloriei Tatălui. Am privit la slava Lui, la gloria Lui, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Domnul Iisus Hristos e chipul glorios al Tatălui. Și motivul pentru care diavolul se luptă și caută ca oamenii să nu vină la Hristos este că El nu vrea ca oamenii să vadă, 2 Corinteni 4:4, slava, gloria Lui Dumnezeu pe chipul Lui Hristos. E bine, imaginați-vă, Tatăl privește la gloria Sa reflectată în Fiul și se bucură de ceea ce vede. De aceea Scriptura spune că Tatăl vorbește despre Fiul: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, la botez și pe muntele schimbării, la față. Pentru că Tatăl este o relație specială, Fiul reflectă gloria Tatălui, între ei și Duhul Sfânt este o relație de dragoste extraordinară. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ cu un singur scop: să caute gloria Tatălui. Când El a raportat lucrarea, zice: eu Te-am proslăvit, Te-am glorificat pe pământ. Și de aceea Tatăl a primit lucrarea, pentru că Domnul Iisus în tot ce a făcut a urmărit gloria Lui Dumnezeu, inclusiv murind moarte de cruce, slăvit să fie Dumnezeu. Doctrina despre creație. Creația a fost chemată să manifeste gloria Lui Dumnezeu. Psalmul 19:1, dacă aduceți aminte, sunt cuvintele lui David, sunt două cărți prin care Dumnezeu se descoperă: Cartea Creației și Cartea Scripturii. Cartea Creației: cerurile, ce fac cerurile? Declară ce? Gloria, slava Lui Dumnezeu. Oriunde găsiți slavă, este terminul slavon pentru glorie, folosesc terminologia latină. Gloria Lui Dumnezeu. Și în tinerea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. Pentru ce există universul? De ce a creat Dumnezeu tot ce a creat? Cu respectul pentru fratele Costache Ioanid, a cărui poezii le respect și le iubesc și le-am spus și îmi place de el. Dumnezeu nu a creat universul pentru om. Dumnezeu a creat universul întâi de toate pentru gloria Sa. Să-și manifeste gloria, slava, perfecțiunea caracterului Lui și a măreției Sale, a puterii Sale, a dumnezeirii, să ne arate prin universul acesta, prin macrocosmos, prin microcosmos, prin frumusețea unei flori, prin frumusețea unui amur de soare, privind prin telescop la galaxiile nenumărate și coborând în lumea adâncă a oceanilor și în taina atomului, în toate aceste lucruri Dumnezeu își descoperă gloria Sa de Creator. În cuvintele lui Calvin, întreaga creație este un teatru, o scenă deschisă prin care vedem gloria Lui Dumnezeu. Și chiar dacă noi trăim într-o lume păcătoasă, în care păcatul a distrus mult și sunt dezastre ecologice și parcă vedem că multe lucruri sunt strâmbe, totuși lumea aceasta e imperfectă, declară gloria Lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat totul, a rostit, a tras o concluzie și ce a spus? Toate erau bune. S-a uitat Dumnezeu la ce a făcut. Și așa, cu bucurie și satisfacție, văzând cum funcționează legile pe care El le-a pus în univers, văzând frumusețea pământului pe care le-a creat și a animalelor și a tot ce a formelor de viață create, s-a uitat și a spus: toate erau bune, pentru că Dumnezeu le-a creat să manifeste gloria Sa. Și acum ajungem la întrebarea: de ce ne-a creat pe noi? Pentru că, așa cum spuneau unii, a fost singur fără noi. A fost Dumnezeu nefericit și izolat, singur în cerul Său, și a avut nevoie de niște ființe ca noi? O, nu!
Nici creația Universului, nici creația noastră n-a fost dintr-o necesitate impusă asupra Lui. Dumnezeu n-a fost forțat să ne creeze. Dumnezeu ne-a creat tocmai pentru că a vrut să-și manifeste frumusețea Lui și gloria Lui cu noi oamenii. A vrut să vedem gloria Lui și să ne bucurăm de El, o veșnicie întreagă, într-o relație eternă cu El. Dumnezeu era fericit în părtășia Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu n-a fost obligat să ne creeze. El nu datorează nimănui, nici unuia dintre noi, absolut nimic. Înțelegem la lucrul acesta? Noi datorăm totul Lui, El nu ne datorează absolut nimic. Nu El are nevoie de noi, ci noi avem nevoie de El. El ne-a creat pentru că a vrut să împărtășească gloria Lui pentru vecie, cu om, ne-a creat pentru slava Lui. Isaia 43:7, un alt text semnificativ ne spune, Dumnezeu se referă la poporul Său, dar se aplică fiecăruia, pe toți cei ce poartă numele Meu și pe care i-am făcut, i-am creat, cu ce scop? Spre slava Mea. I-am creat spre slava Mea. Dumnezeu spune, v-am creat pentru gloria, din ce cauză El își menține dreptul de a fi proprietarul nostru. Psalmul 100 cu versetul 3 spune, El ne-a creat, a Lui suntem. Da? A Lui suntem. De ce suntem ai Lui? De ce vom da socoteală de viața noastră înaintea Lui? Trebuie să dăm de-a face, să dăm ochii cu El. Pentru că El ne-a creat pentru El. Ne-a creat să fim proprietatea Lui. Ne-a creat să vedem slava Lui. Să purtăm în noi ca imagine ale Lui, a chipul Lui în lumea aceasta. Și atunci ce înseamnă păcatul? Dragii mei, dacă înțelegem în perspectiva aceasta, înțelegem cât de grav este păcatul nostru. Știți ce este păcatul nostru? Păcatul nostru nu înseamnă altceva decât un furt de slavă, de glorie. Păcatul înseamnă că noi creaturi furăm din gloria care aparține doar Creatorului. Păcat înseamnă că noi schimbăm gloria Dumnezeului nevăzut cu o icoană, spune Pavel, o imagine care seamănă cu omul muritor. Schimbăm slava, gloria divină cu gloria creaturii. Romanii 1:23 este fundamental în înțelegerea a ceea ce este păcatul vis-a-vis de Dumnezeu. Versetul 25. Au schimbat în minciune adevărul lui Dumnezeu. Au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, a creatorului care este binecuvântat. Dar versetul 23. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Dumnezeu se plânge prin prorocul Ieremia și spune, uitați-vă la ceruri, vedeți dacă s-a mai întâmplat așa ceva. Poporul Meu și-a schimbat slava, gloria, cu puțuri crăpate și sădit puțuri crăpate care nu țin apă. Asta înseamnă păcat. Dragii mei, ori de câte ori păcătuim, ori de câte ori alegem să facem ceea ce vrem noi și nu vrea Dumnezeul care ne-a creat, știți ce facem? Spunem lui Dumnezeu, Creatorului nostru, nu mă interesează de tine, pentru că eu am idolii mei pe care îi iubesc și pe care vreau să-i slujesc. Și schimbăm gloria Lui cu gloria Creatorii. Dumnezeu este extrem de supărat când facem lucrul acesta, pentru că furăm din slava Lui și pentru că ne distrugem pe noi înșine, oameni care am fost creați pentru slava Lui. Dragii mei, acum venim la partea frumoasă, la Evanghelie. Ce este mântuirea? Ce este mântuirea? Salvarea noastră. Salvarea noastră, dragii mei, nu este altceva decât lucrarea pe care Dumnezeul acesta o face prin harul Său, spre gloria Lui, prin care El încearcă să recupereze slava Lui pierdută prin păcatul nostru. Când ne uităm așa la mântuire, atunci înțelegem ce a vrut să spună Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, și sunt cartea aceasta și nu numai, sunt pline de versete. Spune în versetul 6, capitolul 1, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Său, pentru ce ne-a mântuit Dumnezeu? Nu să mă scape întâi de toate de iad. O, Dumnezeu vrea să mă scape de iad. Dumnezeu vrea să nu mai ajung acolo. Dar întâi de toate și întâi de toate Dumnezeu m-a salvat prin harul Lui, ca El să primească toată slava. Amin.
Versetul 12, să slujim de laudă slave sale. Capitolul 2, spune Apostolul Pavel, El ne-a înviat împreună, ne-a pus să ședem împreună locurile cerești în Hristos Iisus. Versetul 6 și 7, și ascultați vă rog, să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său. Versetul 8, căci prin Har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. De ce? Dumnezeu n-a vrut ca mântuirea mea și mântuirea ta să depindă de faptele noastre, ca eu și tu, creaturi, să ne luăm slava. A ales să ne mântuiască în întregime prin har. A ales să-L trimită pe Domnul Iisus să moară pentru toate păcatele noastre. Pentru ca în final și în final, numai El să primească toată gloria. O, da? Recunosc? Înțeleg? Firii noastre, mândriei noastre de oameni, nu ne place gândul acesta. Nu ne place o ființă care vrea toată gloria. Vrem și noi o participare. De aceea, religiile false, religia bazată pe fapte, pune accentul și spune, Dumnezeu își face partea Lui, tu îți faci partea ta. 50-50 sau poate mai mult. Scriptura spune, mântuirea este a Domnului, de la început până la sfârșit. Sunt condiții pe care trebuie să le împlinim. Trebuie să ne pocăim, trebuie să credem în Domnul Iisus, trebuie să-L mărturisim pe El. Dar toate aceste lucruri nu reprezintă decât răspunsul nostru, mâna întinsă, să primim darul lui Dumnezeu. Lucrarea de mântuire este 100% lucrarea lui Dumnezeu pentru slava laudei Lui, pentru lauda gloriei sale. Slăvit să fie Dumnezeu! E bine, ce înseamnă sfințirea, care este urmarea mântuirii noastre, iertării de păcat, a justificării noastre? Tot în ideea aceasta. Ce face Dumnezeu în lucrarea de sfințire? Lucrarea aceasta progresivă prin care ne schimbă în chipul Domnului Iisus. Nu face altceva decât să restaureze chipul Său pierdut. Dacă Romani 3:23 spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Romani 8:30 ne spune, pe acela pe care i-a cunoscut, pe aceea care i-a justificat, i-a și glorificat, va veni un final în care Dumnezeu va privi la noi și ne va vedea asemenea Domnului Iisus, chipul Său în noi restaurat, slava pierdută prin păcat, readusă înapoi. Și Dumnezeu se bucură să facă lucrul acesta. De aceea, lucrarea de sfințire nu înseamnă altceva decât ești locul prin care Dumnezeu restaurează gloria Sa în noi. Ce înseamnă biserica? Ce legătură are gloria lui Dumnezeu cu biserica? Pentru ce existăm ca biserică? Să ne simțim bine când venim unii cu alții la închinare? De asta venim? Să criticăm sau să evaluăm? Nu. Noi venim la închinare și suntem biserică pentru că Dumnezeu ne-a mântuit. Să fim un popor al Lui, pentru pus deoparte, pentru gloria Lui. Apostolul Petru ne spune lucrul acesta în 1 Petru. Apostolul Pavel ne spune lucrul acesta. Treceți, poate trecem repede și când spune benedicția păstorul, așteptăm să spună aminul de la final. Dar înainte de acel amin, Apostolul Pavel spune, acelui care prin puterea care lucrează noi, poate să facă ne spun mai mult decât cere sau gândim, ce zice acolo? A Lui să fie slava, gloria! Unde? În biserică. Dumnezeu vrea să-și arate gloria în biserică. Să-și o arate acum, pentru ca domniile și stăpânirea din locul cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită. Frumusețea înțelepciunii lui Dumnezeu. Asta e gloria lui Dumnezeu. Și să o arate în viacurile viitoare. Cum trebuie să arate închinarea noastră, slujirea noastră, predicarea noastră, cântarea noastră, dragii mei. Dacă înțelegem aspectul acesta fundamental, totul ar trebui să se schimbe când venim aici, când facem o lucrare pentru Dumnezeu. Dacă facem totul pentru gloria Lui, dacă eu aduc predica aceasta ca o jertfă pentru gloria Lui și nu pentru că vreau ca să ocup un timp și să-mi fac slujba doar. Dacă voi cântați pentru gloria Lui și nu să vă etalați talentele muzicale și așa mai departe, fără nicio urmă de ironie sau, dragii mei, tot ce facem trebuie supus acestui scop. Biserica există, să arate în lumea aceasta gloria lui Dumnezeu. De ce sunt misiuni?
De ce face misiune? De ce face misiune la Comanda? De ce face misiune în jurul Timișoara? De ce face misiune? Știți ce înseamnă misiunea? Să declarăm gloria Lui printre neamuri. Psalmistul spune, spuneți printre neamuri gloria Lui, declarați slava Lui. Creați în mijlocul oamenilor o stare de foame după slava singurul Dumnezeu adevărat. Misiunile nu sunt un scop în sine. Nu, nu. Închinarea înaintea lui Dumnezeu și gloria Lui sunt scopul. Atunci când oamenii răscumpărați din toate neamurile vor fi înaintea lui Dumnezeu și El va primi închinare, atunci misiunile vor înceta, dar slava lui Dumnezeu va continua o veșnicie întreagă. Și am anticipat și am ajuns la ultimul punct. Doctrinele despre viitor. Nu vorbesc aici despre detaliile răpirii, când vine Domnul Iisus, înainte, după, la mijloc. Nu vorbesc despre mileniu aici, ci vorbesc despre cer. Ce vom face noi în cer? Care este bucuria cea mai mare pe care o vom avea în cerul lui Dumnezeu? Cerul va fi un loc în care o veșnicie întreagă vom explora gloria sa. Vă bucură gândul acesta! În fața morții sale, Domnul Iisus Hristos îi spune Tatălui și în Ioan capitolul 17 zice, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceia care mi-ai dat tu, ca să vadă ce? Slava mea, gloria mea, pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Domnul Iisus vrea ca noi să vedem slava Lui. Și când spune în Apocalipsa 22:4, ei vor vedea fața Lui și robii Lui îl vor sluji. Matei 5:8, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, dorința sfinților întotdeauna. Doamne, arată-mi slava Ta! Va fi împlinită pentru vecie atunci când o veșnicie întreagă. Noi vom explora mereu, mereu, măreția și gloria, frumusețea Dumnezeului nostru. Asta vom face o veșnicie întreagă. Ce-i crucea lui Hristos? Dragii mei, într-un mod tainic și greu de înțeles, pentru mintea noastră limitată, toată această glorie a lui Dumnezeu despre care am vorbit s-a manifestat la cruce, în slăbiciune, în neputință. Apostolul Pavel spune că ceea ce oamenii firești n-au putut să vadă, iudeii cer minuni, grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 13, Pavel ne spune, El, Hristos, a fost crucificat, răstignit, în slăbiciune. Gloria lui Dumnezeu în slăbiciune? Paradox. Nu putem pricepe. Cum acest Dumnezeu atât de glorios s-a lăsat răstignit de propriile Lui creaturi și dat la moarte? Acolo iadul și oamenii care erau acolo jubilau de faptul că Fiul lui Dumnezeu a murit. Dar acolo Dumnezeu și-a arătat înțelepciunea Lui prin jertfa Domnului Iisus, mort în slăbiciune. Dumnezeu a vrut să arate cât de minunat este caracterul Lui și o dimensiune a slavei Lui, a gloriei Lui pe care până acum oamenii n-au înțeles-o. Asta ne dă putere, asta ne inspiră să mergem înainte. Dumnezeu își caută slava de multe ori în slăbiciunea noastră. Pavel spune, Domnul îi spune lui Pavel care zice, Doamne, înlătură-ți țepușul acesta, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea, gloria mea se desăvârșește în ce? În slăbiciune. E bine, privim la slava lui Dumnezeu arătată în suferința Domnului Iisus pentru noi și vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu că acest Dumnezeu atât de glorios a ales crucea Fiului Său să împlinească lucrarea de răscumpărare și să aducă pe mulți fii la slavă, la glorie. Totul pentru gloria Lui. Fie și viața noastră o viață trăită pentru gloria lui Dumnezeu. Amin. L-ați ascultat pe pastorul Marius Birgean cu un mesaj biblic intitulat Totul pentru gloria sa. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina.
Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.